Mulțumim pentru cuvintele frumoase. Iată și o foarte scurtă prezentare a activității centrului. Și așa cum e normal, la final am lăsat cuvântul chiar directorului acestui centru de cercetări, profesorul universitar, dr. Gheorghe Anghelescu, domnia sa fiind și organizatorul, inițiatorul evenimentului pentru care ne aflăm cu toții astăzi. Domnule profesor. Dragilor, am văzut aici să avem o părticică din activitatea Universității Valahia până la urmă. Este vorba de o activitate care o face prin acest centru, Cuvintul Stăniloae, la care participă prin profesorii unor facultăți. Profesor este Facultatea de Filologie din cadrul facultăți mai mari, Departamentul de Filologie. Colegul meu care este și colaborator de seamă în Centrul Stăniloae, părintele dr. Marian Bugiulescu, care m-a sfătuit când a spus aceste reviste, și spunează eu cum consilier ca tine. Și a fost consilier în nota 10. A fost o mare, mare problemă. Eu vă spun povestea revistă, nu vă intru, că doamna profesor a văzut așa de frumos despre material, deși am multe să spun acolo. Deci ce puțin de, să spun de acel Cristian Troncotă, materialul scos din Arhivele Statului, este de gradul 0. Da, da. Sunt niște informații acolo. Sper să nu le vadă toți, care ar deranja pe unii ce s-a întâmplat în anii 40, apropo de soarta, în anii 40, cum referat la război mondial, ce s-a întâmplat cu armata română și cum a fost tratată și cum a fost ucisă și cum a fost spulberată într-un context trist. Da, e o chestie mai complicată, nu este cazul să intrăm în aceste detalii acum. Fiecare participă cu ceva, dar acolo, la Troncot, a fost și coordonator pe undeva, pe tot departamentele Arhivele Statului, până în 1989, după aceea, cum a spus doamna profesor, decan în acea universitate de informații, decan chiar facultății de informații, deci avea de unde se strângă și se cuprindă informații, și ca istoric, cu timp foarte migălos, știe cum să caute, ce să caute, și să pună pe hârtie unde trebuie, când trebuie. Dar revenim la aceste numere scoase cu mare, mare greutate, e vorba de unde bani. Bani nu-i găsești pe stradă și nimeni îți dă. Și uneori ești obligat să scot din buzunarul tău. Eu am putut să fac că din orgoliu să-i scot din buzunarul meu, ca să-i să aduc la zi, cât de cât. Alții ar fi renunțat. Nu vreau să intru în detalii, că este trist. Orgoliu de a avea prea mulți ori. Da. O școală, dacă nu are, o școală, vă spun chiar la universitate, numai la facultate, dacă nu are reviste care să apară din când în când, îi zicem periodic, o normal, ce puține, doar bani, are o mică problemă. Deci, orice școală în Occident, că ne măsurăm Occidentul cu top 500, nu e un fel de forță în lumea universitară academică, să vă spun eu ce scot aceea. Și noi nu ne gândim, ci că scoate, publicăm, dar publicăm la alții, nu publicăm în ale noastre. Eu nu pot să fac mai mult decât ce am făcut în acești ani. Și slavă Domnului că am avut unii colegi, unii profesori de la București, unii sponsori, unii ierarhi, care m-au ajutat să scot aceste reviste și chiar Guvernul României, să nu zic, la avut și de prieteni pe acolo și chiar colegi de-ai noștri, la acela PCN, în anii trecuți. Acum am găsit alte resurse, chiar resursele personale. E trist. Și tirajul a fost mult mai restrâns, era mai danic în anii trecuți, pentru că aveam tirajul mai mare la aceste revize și la cărțile care scoteam, zicem, și prin centru Stăniloae de la Târgu Miște. Cum a spus doamna profesor, fiecare număr reprezintă ceva. Sunt trei dedicate. Deci, cum am gândit eu temele? Temele am gândit, primul, legat de ce a exprimat Sfântul Sinod din când în când anumite evenimente mari ale Bisericii și ale Neamului, Asustantimii Virale, de timp. O biserică și cu lacul Chiara, că a fost în avans făcută tema, atenție, în 2015 și noi anul s-a ocupat de tema, ea cuprinde o bună parte de informația de care la care ne-am revit în acest an, în acest an cronologic, curent. Așa, 2017. Dar există, de pildă, acolo și Sfântul Ioan Gură de Aur, tot la fel. A văzut bine. După aceea sunt teme dedicate pe anumite evenimente, pe anumite chestiuni la ordinea zilei. De pildă, Ucraina. Din două puncte de vedere. Unul este legat la relațiile dintre români și ucraineni. Tema este fierbinte după chestia cu Crimea din 2014. Pe de altă parte, este vorba de relațiile care am dus noi cu ei de cursul timpului. Undeva unde spunea doamna profesor,
acel capitol din numărul 10 referitor la unirea, realibirea sau reunificarea Basarabiei de Sud, Cahul Bulgar și Ismail cu România mamă, urma unui război tot al Crimeei 1853-1856, pace de la Paris, care a dus după sine și unirea principatelor. E un lucru foarte, foarte important pentru neamul ăsta. S-au gândit alții la noi, că noi, boierii noștri, undeva mai puțin decât trebuia. Boieri sau domn, să nu zic altfel. Deci sunt evenimente și evenimente legate. După aceea, când m-am gândit la temele acestea cu Ioan Alexandru, se împlinea 75 de la naștere. M-am puțin mai știut de Ioan Alexandru a fost, zic eu, primul și vreau să spun de ce, că sunt subiectiv, până la urmă, dacă aș aprecia, chiar din punctul meu de vedere, chiar mai din punctul meu de vedere. A fost un mare poet național și a cântat în versurile sale, pot să spun așa, ce e mai frumos în biserica noastră, în neamul nostru. E greu de redescoperit acum Ioan Alexandru, mai ales în Maura Școală, care s-a făcut așa peste noapte, să nu zic mare viteză și fără conținut. Nu zic, să nu zic că nu vreau să fiu așa absurd patriotic, dar trebuie să ai ceva românesc în tine când faci acele manuale. Se pare că aceștia nu au interesul acestui românesc când fac aceste manuale. Ioan Alexandru trebuie să fie pus acolo și alături de alții, nu numai el. Dar, în primul rând, el, apropo de biserică, ce frumos cântă, până la urmă sunt imne, imnele țărilor, toate țările românești, nu le mai știu acum, și ce frumos cântă despre anumiți sfinți ai neamului, inclusiv de sfinții care noi am abordat vrând nevrând, Antimii Vireanu și Constantin Brâncovea, și nu numai. După aceea, acolo mai este o chestiune cu liceul, mai spun de Sfântul Ioan Gură de Aur, în care noi știm de la Facultatea de Teologie că fără el nu putem obiecti de teologie ortodoxă. Primul liturghia pe care o vedem, o simțim, o trăim aproape duminică, duminică, cu excepția Domnului Duminici, peste an, ne împărtășim crezul nostru, doctrina noastră, învățătura noastră, biserica noastră funcționează prin liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Și v-am spus tot, intru detalii. Apropo de mănăstirea Dealului, care eu mă încânt, fac acolo și acum am văzut acolo, o escală cam de vreo 15-20 de ani, o escală așa permanentă, să zicem, ea a funcționat și ca liceu militar, și un liceu de elită. Spunea doamna profesor, ce n-a spus, nu să mai repet eu, Marie Năstase a fost 8 ani șef de promoție. Nu a terminat liceu ca șezonție. Nu, n-a spus. 8 ani șef de promoție. Acolo a învățat și regele Mihai, dintre alții. Și alte mari personalități, dacă ar fi să enunțăm, nu este cazul acum, figuri mari ale neamului. Se completau, să zicem, informațiile de la profesorul de la Sfântul Sava cu informații, să zicem, de tip militar de la acest liceu de elită numărul 1 din țară. Dar care s-a prăbușit în urma acelui cutremur dramatic din noiembrie 1940. Și acolo a fost un fel de legat de data aceea. N-am putut să fac aceea chiar pe 10, am făcut pe 11 noiembrie. Mă rog, așa a fost să fie. Dar până la urmă l-am făcut. A fost prima activitate sau conferință pe tema aceasta de la căderea acestui liceu. Erau, nu știu, 70-80 de ani. Nu știu, nu mai vreau să fac acum numărătoarea. Era prima dată când se făcea o manifestare științifică până la urmă în Târgoviște. Să nu zic la nivel de țară, că la nivel de țară probabil prin articole studii s-au făcut, cum spunea Nedorul Minescu, inspector general Ministerul Educației pe zona istorie, a făcut chiar o tăză doctorat pe Nicolae Ficlescu și dar nu e o monografie, vă spun și adevărat, este o monografie cap-coadă liceu militar de la Mănăstirea Dealului. De fapt, se numea Colegiul Național Militar Nicolae Ficlescu, de la Mănăstirea Dealului. Așa a fost denumirea ultimă, care o știm noi din arhive. După 1940, el, liceul va funcționa altfel, se va muta la Predeal, după aceea din alte părți din țară și după aceea ajunge la Breaza. Deci cel la Breaza este moștenitorul acest liceu de mate fizică dimite Catrin din Breaza, este moștenitorul ca liceu, sau ca, dacă vreți, colegiu, la acestea aici, la Mănăstirea, sau ce a fost la Mănăstirea Dealului. E o istorie care trebuie descoperită chiar de târgovișteni. Și am găsit calea, mă rog, oamenii și chiar domnul profesor Adrian Năstase, care m-a impulsionat în anii trecuți, hai să facem ceva pe tema asta. Și m-am gândit cu atenție, mă rog, e greu să faci aceste acțiuni, nu vreau să intru în istoricul acțiunilor. Cum chem profesorii, cum îi aduci cu mașinile, care protocolul, sunt niște bani, sunt niște... Partea nevăzută, dar trebuie să știți că
că se fac cu mare efort și mai ales că e vorba de un centru care are câteva persoane care s-au implicat, dar vreau să vă spun că a fost foarte greu. Foarte greu, pentru că acțiunile acestea se fac, nu face universitatea, știți bine, așa, e altfel. Că face Mitropolie este altfel. Când, da, un centru mic, cu ce se poate să facă? Și a făcut și aici la Pădure. Dar a spus aceste reviste care văd istoria locului și istoria țării. Ele sunt depuse la Academia Română, adică Academie Române. Casa mea și Zilico de Biblioteca Ștețeană de aici, și sprijinul lui Agnes, doamnei director, și ajutorul dânsă care ne-a găsit foarte frumos și am găsit chiar aici, am motiv să fac, să nu fac în altă parte și nu intru în detalii,